Ia mă să vedem ce se întâmplă aici. Să nu vă zic că la început de clip Trăibar, familia voastră, până a venit Sherry, până alea, era acolo lângă clădirea asta unde s-a filmat. Mare daia de grătar. Am băgat cu Jaxi, cu conacul, am mâncat și am întârziat la film o oră și m-am mirosat numai amici. Sunteți Sușeni și bine ia, mă, v-am găsit la primul episod din cel de-al doilea sezon din emisiunea voastră preferată, Minte-mă! Şey. Frumos, fraților, mă bucur tare, tare mult că putem să începem în forță și sezonul 2. Invitații mei de astăzi, dragi prieteni, avem toată comunitatea de gaming din România prezent. Hai că toată comunitatea, sunt toți youtuberi, e Rafael, sunt băgați pe-n ghivecile alea, e și Zasami. Toată comunitatea de gaming, sunt toți băgați pe acolo, pe sub ghivecile alea, că toată comunitatea de gaming. Sunt cu noi aici și să încep cu partea dreaptă, echipa de dreapta, Imogen! Donat! Aia zic! Aia zic, ia uite! Dreapta, echipa de dreapta, Imogen! Stai să mă trec pe stânga, mânca vași gura voastră, că eu sunt apăr pe dreapta. Ne pare rău acum, băi, sac, saic, ne pare rău viața mea. Ia! Donat! Și cu Soi! În colțul din stânga avem pe Conacu! Și pe Jaxi TV, măi, nebun! Aplauze, capitanii de echipe, mare atenție, pentru că se fac schimbări legislative, dragi prieteni. Costi Max, pe care știți, a rămas, a supraviețuit. Iar aici îl avem pe Gami OS, care a folosit produsele de la Praj Bio și acum are un... După cum... Bă, chiar m-am înțeles bine cu dracea, să mă le super de treabă, super catenic. Vedeți, are un tenin pe cap. Ce zis, bă, Gami, să nu mai comentezi, ia uite-mă. Și avem pe Gami aici, în postura domnului Drecea, care este nou capitan echipe din dreapta. Ne pare rău, Gami, ne va fi doar de tine, domnilor, știți că... deja care sunt știți deja care sunt regulile. Aveți aici niște cartonașe, pe ele sunt povești fie adevărate, fie false. Imogene, e șansa ta, tată. Dar n-am fost certat cu Jaxi niciodată, mă, noi vorbim, n-am întrebat, ce vă sunteți nebuni? Am fost... Uite și tu ce-mi pune coaie, să moare dacă te mint. Că prima dată trebuia să vorbești cu ăsta care organizează și nu vorbeai cu ei. Vorbeai cu un băiat și trebuia să-i dai poveștile. Și a zis, bă, dă tu povești adevărate, că eu le pun pe false. Și auzi poveste falsă ce dă la ei. Am fost... Auzi, olimpic pe țară la biologie. Cine? Că nici cel... Hai, da verdictul, da verdictul. Dacă te vreau să întreb ceva. Dar de ce biologia? De ce ți-a plăcut atât de mult? Am fost olimpic la biologie. N-am fost olimpic nici la ce? La număra furnici? Biologia. Pentru că membrană, citoplasmă și nucleu. Bravo, tată. Ori, atât. Ideea care constă în sintagmele celor care se... ascultă. Așa, bun. Într-o... groapă. Hai, vreau să vă văd. Adevărat. Că n-am curat. Poate să conteste cineva? Bă, unde s-a ținut? Hamă că deja se știa că e farsa asta. Olimpiada asta. La Târgoviște. La Târgoviște. În capitala României, bă, înainte când pe timpul Țepeș. De ce râzi? Nu, mă, dar are dreptate. Eu sunt în Târgoviște. Mereu să vină Olimpiada la Târgoviște. Hai, mă, puneți întrebări, hai. Tu ești din Târgoviște și poți confirm că... Da, da, nu, da, să fim des, da? Pe bune. Ce credeți că era în paharul ăla? Era, credeți că era de Coca-Cola sau era cola cu ceiuț? Ia spuneți voi, era cola cu ceiu sau era? S-a fost la Târgoviște. Tu de unde ești, Imogene? E un oraș unde se inundă de fiecare dată când plouă. Giurgiu? Giurgiu, ca în Veneție, la fel. Din ce biologie, dacă știi că la BAC se dă... Era de la, cum se cheamă, rom. Sunt două tipuri de biologie, una de clasa 9 a 10, una de 11 a 12. De care ai dat-o? Toate, măi. Bătălia de la Călugăreni, de la 1856. Hai cu 1856, bătălia de la Călugăreni. Băi, nu știu ce... Hai, mai să vedem, hai, mai puneți. Hai că mai am o întrebare. A urmat ceva după Olimpiada asta sau ți s-a stins din toată pofta de biologie? Scrie aici. Am fost olimpic pe țară la biologie. După Olimpiada ce ai făcut? Bănuiește ediția acasă? În primul rând asta ai făcut. Și am ajuns YouTuber, m-am luat pe spate cu scaunul la donații. Aia zic. M-am dus acasă. Nu prea l-am convenit la YouTuber ăștia când a zis că m-am luat cu scaunul pe spate. Păi nu asta, în ce clasă? 5.000 de like-uri? Aia zic, mai să creștem în 5.000 jumate, let's go boys. Ce clasă erai când ai fost olimpic? A 5. Uite, ăsta a bovit în râs, mă, să mor dacă te mint. Uite ce ne face Max. Uite ce ne face Costi Max să moară aia dacă te mint. Râde de noi, Costi. Râde de noi. Și mai țineți minte când a reacționat la emisiune? La aia cu Bushouse? Cu cine țineam toți chat? I-am zis. Bă, ce facem, eu am ținut cu tine, te-ai uitat la mine pe YouTube, mâncați și că am ținut cu tine, Costi Max, râs de mine. Ce clasă erai când ai fost olimpic? A 5. Păi tu ai 4 clase, băi, și tu mă zic rău. Ce? Ai 4 clase, 4 emoții. Vorbește cu Conacu, când am fost în pauză la,
am fost să mâncăm înainte de clip, zicea că vin de fier și zice mie că am 4 clase, conacu. Am 4 clase, vezi că am 13. Ai făcut profesională? Păi am 13 că am făcut seralul. Dar bag una dacă dau la chimie. Dacă îi pune doar pe biologie, pe chimie. N-am nicio șansă, mă, dacă nu știu matematică, ci mai rău, chimie, ești nebun. Chimia e mama la matematică. E greu. E greu cu chimia să mor. Da, mă, ideea e că biologia de aici e mult diferită, adică e plauzibil să. Dar nu știu dacă noi făceam biologie în a 5-a. Da, să cadă ce vor. Na, adică... Se face, mă, biologie în a 5-a? Da, mă, se face. Se face? Nu se mai știu. Da, mă, că să știi că e fals, toată lumea știa, ești nebun. Credeți-vă că am ajuns în punctul în care sunt, n-am ajuns de prost ce sunt. Băgat-o și-o pe asta acum să fiu mai... E bună, nu mai e. E întors de tot, nu mai știu nimic. Ziceți, băieți, un verdict pe asta cu... Bă, dacă îmi zicea, nu știu, chimie, altceva, poate... Puneți-mă o întrebare de biologie. Puneți-mă o întrebare de biologie. Eu, da? Nu, tot te rog eu, spune-mi. Fii atent. Lasă-mă, lasă-mă, Costi. Tu ești TikToker, YouTuber, lasă-mă pe Costi. Mamă, întrebare de biologie. Câte litere are cuvântul citoplasmă? Nu știu, habar. Cine, mă, de ce e format o plantă, na, la bază așa. Mă dăteam pe lângă Dracea și când vorbeau ăștia, zic, zi, mă, dracu, dacă știi, mâncați-și gura ta să câștigăm, dracu, puncte. Făcea Dracea, să-mi bat pula dacă știu. Ce da. O plantă, mă, de ce? Nu, ăla, celula, aia e clasa 5. Celula. Celula, da, corect, celula. Făceam celula și mă uitam la Dracea, zic, bă, Dracea, mă, mâncați-aș gura ta și optește încă la clasă, în clasă. Dracu, zic, mă, și mie, mă, mâncați-aș gura. De ce e formată celula? Da. Uite cum uitam la el, din ce e formată, de 3 ore a zis-o Dracea, din ce e formată? Bă, nu știu, mâncați-aș gura. Din lichid, de ceva și ți-o cu făină. Zi, imogene, celula, din ce e formată? Din ce e celula formată? Da. Am încercat și la Sherry. M-a adus și spre Sherry, deci e celula formată? A. Tu nu poți să-i șoptești, nu? Eu? Nu, nu, Sherry, nicio. Membrană, citoplasmă și nucleu. Bravo, bă! Deci, ai știut? Aici a luat olimpiada cu noi la masă, dar eu cred că la 5 ani a fost olimpic. Deci, verdictul vostru care este, băieți? Fals. Farneală. Răspuns final fals? Da. Zine, Imogene. Ce dracu, deja știați fals. Bravo, deci, uite, mama, nu poți să minți. Sunteți foarte bine momentan, dar hai să vedem ce se întâmplă. Păi atâta știu la biologie. Membrană, citoplasmă și nucleu. Mă scotea mereu doamna de biologie, Arsene. Dumnezeu să ordinească în pace că a murit, care aducea mâncați și gurat așa cum țin minte facturile de la lumină, de la curent și ne dătea de la fiecare de bancă în bancă. Jumătate de oră de biologie era facturile, doamna Arsene. Dumnezeu să odinească în pace, doamna Arsene. M-a umplut numai de scuipat pe față când m-ai pus în prima bancă ca să nu mai mă pun în ultima să copiez la teste. Mă umpleai de flegme, mă spălai pe față, nu mai trebuie să mă spăl acasă. Dar Dumnezeu să odinească în pace, doamna Arsene de biologie. O femeie de nota 50.000. O partea stângă, conac, cure, ai regătura. Îl cunosc pe ăsta, îl știu. Da? Hai, dai. Hai. L-am învățat pe Serghei Mizil să se joace pe calculator. Bă, ești nebun? Bă, unul la mână. Bă, fiți atenți aici, ce s-a întâmplat aici când a zis că l-a învățat pe Serghei Mizil. Eu cu ăsta am ajutat foarte mulți youtuberi și foarte mulți oameni care s-au apucat de YouTube sau ceva, să le facem type stream-ul, să le facem alertele, să le facem toate chestiile pentru live-uri, știi? Și de asta zic, bă, e plauzibil. Și am prins-o pe asta, am fost odată la stresul acasă și stresul nu mi-a zis, ăsta avea semnătură de la Serghei Mizil. Și era în perioada aia când vorbea cu stresul și zic, m-am gândit așa. Bă, dacă ăsta avea semnătură de la Serghei Mizil, stresul, mă gândesc că e oficierul lui Conacu, că se bate cap în cap, nu? E oficierul lui Conacu, semnătură de la Serghei Mizil. Și zic, bă, are legătură cumva. M-am dus departe cu mintea, m-am dus peste mări și țări. E bine, mă! Haide, mă! Doi la mână, chiar s-a întâmplat. Trei la mână, poate. Și patru la mână, pe cine n-am ajutat? Bă, ce faci tu? Zici tu răspuns, tu. Până acum tu știi cum se joacă emisiunea asta? Nu, am crezut că face un catering așa. Citește povestea, bă, e plauzibil. Bă, da, poate. Deci, mai zi o dată. Când citești, știu, e de treabă, nu tu. Mai zi o dată ce ai spus. Ia, mai zi o dată. Bă, dar acum ați simțit bine, e tare rău de tot, ești numai la Shelly. Bă, e pe bune, e next level, frate, pe filmat, pe orice Shelly e numărul. L-am învățat pe Serghei Mizil să se joace pe calculator. Jocuri. Uite, aici trebuie să mă prind că e fake cu jocuri, se joacă Serghei Mizil. Serghei Mizil nu știe să umble pe telefon. Deci nu apare. Ia și mie de mâncare, Andreas. Am învățat Serghei Mizil pe aici. Da, vezi că are space, da, aici, în continuare așa. Ascultă-mă puțin, Serghei Mizil nici pe telefon nu știe să umble. Pentru că m-am uitat odată la un podcast cu el și nu știa să umble pe telefon. Trebuia să-i dați, nu știa să răspundă la telefon. Te știi cu Serghei Mizil? Da, tata a fost securist, mă. Bă, termină cu astea, bă. Bă, ăsta se pune pe internet clipul ăsta. Nu rămâne trenul. Deci stai așa, că bă, stai mă, că eu nu cred că știu că încă filmăm. Tata și, mă rog, bunicul meu a fost acolo, înțelegi tu. Cu aia mare. Aia mare. Și am rămas în relații bune. Nu cred. Și de ce? Nu cred cu asta că a fost bunicul. Pentru că atunci când ne-am întors de la bancomat să scoatem bani ca mânca mici, a zis că înainte să facă YouTube vin de fier.
Și tu n-ai spus. Da, mă, dar înainte de asta. Poate i-a fost rău după 90. Te pup, Andreas. Andreas, membru, bine ai revenit, fratele meu. Bine ai revenit, fratele meu. Poate, na. Băi, e greu aici. Sau poate vin de plăcere fermă, nu de nevoie. Nu, tu mă știi că eu mă pricep cu asta și mai apelează oameni la mine în general. Da, mă, și-o pășa chiar am învățat să cânte. Să ce să înveți pe calculator? Și-o pășa chiar am învățat să cânte. Le. Te sună, am și un băiat de 8 ani, nu vrei să vii să-l înveți să se joace pe calculator? Nu știu, aici... Nu, mă, pe bune. Aici nu știu ce să zic, aici nu știu. Cum a fost asta, da? Deci te-a sunat într-o zi să game, îi zic și a zis, salut tată, vreau să mă joc și eu. Nu el, nu el, că el e mai urs așa, că tocmai de-aia l-am învățat. Tata Serghei, bă, 24-24 și atât de timp cu el o oră să joace pe calculator. Bă, a apărut un joc nou de ăsta cu... Da, mă, Harry Potter ăsta. Hogwarts, îmi vrea să joace. Bă, tu nu mai sabota, mă, că-s punctele voastre era mijloc. Hai cu 6 iniciat, Ana Miu, avem Dabi 5300, văd acolo, 5238. S-a dat greu, bă, Lelene, sunt aia care stau în pat. Ei înțeleg și pe ei să moare aia, că stă în pat, să uite așa pe telefon. Ah, mai dau la ăsta like, îmi pula, stau să dau pula în glisare, să dau like, să înțeleg cumva să mor dacă te mint. Dar nu înțeleg când vine dragonul Komodo să moară aia și vă ia. Dar ar Dumnezeu să vină dragonul Komodo când îți intra în Dunăre direct de găoaza să vă muște. Na, na, dar ar Dumnezeu. Pe asta nu înțeleg. Și ne-a putut la ușine să moară pe mine. Le. Mamă, ce-a făcut mămăta de mâncare aici? Mamă, să moară familia mea, să mai râdem, să mai ale. Mai râdem, să mai ale. Hai mă să vedem ce avem noi aici. Mâncare de cartofi cu pietre, ce-i asta? Ia mă să vedem. Tu știi foarte bine că eu am ajutat foarte multă lume și mă pricep. Deci eu sunt handyman. Și mă... E bulz, mă. Bine ai venit, Silent, membru, te pup. Sunat cineva care are legătură, care face lui, știi că îl face internetul ăsta, bam, bam. Ai văzut filmul la Inception? Da. El a scos pe ăla de-un vis. Da. Nu știu, aici nu știu ce să zic. E greu. E greu pentru că... Bă, dar stai, mă, nu, e tot falsă. E de lumea internetului. L-ai învățat doar să joace sau ai făcut calculator? Nu, mă, setup-ul. Adică gen ca să intre acolo să facă treaba și mai departe, da. Da, mă, e adevărat. Setările de bază. Nu să joace. Nu. Păi aia, dar păi la scrie se joace. Adică el a învățat să joace. Nu, mă, chestiile astea cu programe de streaming. Păi da, mă, dar asta. Conacu, fii atent că a greșit-o aici. Pe bine scria de jucat și după aia dat-o înapoi. Nu e corect. Nu e corect, am mințit să mor dacă te mint. Sau să cu tare. Nici nu mai știi ce a scris, mă, uite, iau tăsă. Nu e adevărat, vreau să citesc ca lumea. Ia de Serghei Mizil să se joace pe calculator. Ah. Păi și acum zice că i-a făcut setup-ul și el, să se joacă pe calculator. Petrecându-și toată viața, are o grămadă povestiri, copilărie, nebunie, ieșiri pe afară tot timpul. Mulțumesc. Nu văd stând la calculator să joace. Îl subestimez. Ce se joacă? Chicken Invaders? El n-a vrut chiar asta, a vrut ceva așa, gen mai pe la revolte, cu de-astea, orice. A vrut să se joace revoluția pe calculator. Să mai trească o dată. A vrut cu revoluția. Deci ziceți, mă, e pe bune asta, chiar credeți că s-a întâmplat? Edison cu 2 euro, te pup, bă, Edison. Are cum. E vrăjeală. Dar de ce zici tu site? Pentru că i-a zis că îi face setup-ul după că l-am învățat să joace. Băi, știi care e poanta? Că eu cu ăsta chiar am ajutat foarte mulți youtuberi să-și facă type stream-ul și astea. Asta știu, dar nu, n-are sens. Și asta înseamnă că s-ar fi... Și ce să juca pe calculator? Asta chiar facem noi. Ce să juca pe calculator? Miniclip, ce făcea? Da, mă, miniclip. Și să uita și pe Minimax dimineața, este? Nu, mă, i-am făcut stil. Păi, dar n-ai voie să minți, gen... Ai voie să mi-i să dezvolți minciuna, dar nu cum scrie acolo, gen, să plece după ce scrie pe aia. Nu, și-a băgat niște bani acolo, mă rog, omul care se ocupă. Nu, mă, nu, 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 da, mă, Steam-ul, OBS-ul astea, le-am făcut eu, știi? Da, OBS, dar face și live-uri. Păi da, mă, că vrea să apuce. Stresoare. Uite, uite cum am gândit aici. Prea prost sunt. Primind de la Serghei Mizil semnătură, s-ar putea să aibă legătură cu ăsta, că ăsta cu stresul sunt prieteni. Și... Zici că ipoteza ar fi că ar fi adevărat? Păi băi, m-am dus direct, Interstellar direct m-am dus. Adevărat? Eu mă gândeam stresoare pe, pe perete, semnătura lui Serghei Mizil, înseamnă că tu te știi cu stresul, că n-avea de unde să știe stresul, deci înseamnă că e adevărat. Să mor. Deci pe adevărat zicea? Da. Psych, tu zici că e vejeagă, dar mergi... Nu, no, nu, no, nu, no, eu zic că e adevărat, că se cunoaște prea bine asta. Da? Da. Deci bine, ridic, final adevărat. E adevărat. Povestea este adevărată, spuneți. E adevărat. Am zis-o de căcat. Ce treabă, mă, cu Serghei Mizil? Bine! Bine! Ce treabă are, mă, cu Serghei Mizil? Mă, ce-am panicat, nu vedeam că să zic că e față. Și-o tot față. Bă, da, a luat-o prea bine, imagina avea o poveste prea de unde bună până la punct. Înseamnă că stresul e prieten cu Serghei atunci. Adevărat! Fii atent, trebuia să te gândești că pe mine m-a povenit rusul numai când am citit Serghei Mizil. Pe ești nebun? Bă, tu faci live-ul pe TikTok cu Florcica dansatoare și zici... M-am venit numai puțin aici. M-am venit numai puțin aici.
Așa faci, mă? Așa faci? Glind, mă, ia. Ce faci, mamă? Hai să vedem pe tine, Drăcea, ce poveste ai acolo, ia, cu ce te era, era cu coșa acolo. Am vândut țigări în școala generală. Adevărat? Ca ghemoasă, Bogdan de la Prăștia. Adevărat, fratele meu, să mor dacă vin, dă-te adevărat. De unde nu mai văd chat-ul să mor dacă te imit. Mi le-a luat vara mea. Ce are chat-ul? Care stă în Spania. Nu, mi l-a luat vară mea. De unde ți le luam? De la magazin. Păi și de ce mai ai dat la magazin și vinde în școală? Ce tip de clienți aveai la? Ia uite-l. Colegi, am dat la colegi. Păi nu colegi, colegi, mai mari, mai mici. Clasa 8-a. A, gata, îl văd. Nu, a 7-a. Ăia cumpărau de la 7-a. Nu, eu am luat de la vară mea, care n-avea nicio treabă cu școala, vară mea e mai mare. Lasă-mă, tu le vindeai, dar la cine? Cam cui? La colegii mei, intra 7-a. Mai mari sau mai mici? De clasă, cu mine. Deci în clasă la tine. Erai retras. Și de ce nu-și cumpărau ei? Sau care era combinația ta? Ce câștigai? Erau niște țigări de alea de foi mai șmechere. Și am dat și eu. Da, poate tu 20, țigara 5 lei? Țigara 5 lei. Țigara 5 lei. Era de foi. Stai, Drăcea, că tu ai o vârstă până la urmă. 5 lei pe vremea aia era aproape un pachet. Bă, în primul rând, du-te-n p***a mea. Asta odată. Și în al doilea rând, da, într-adevăr, era mai ieftin pachetul. 6.000 de like-uri, bă, aproape. Avem 5.700. Vă mulțumesc mult din suflet, bă. Chiar vă mulțumesc, sincer, vă zic. Nu știu cum să apreciez, dar... Până cuvinte, mai mult de data nu pot să fac. În mezozoic sau și de unde? Te-ai lăsat? Eu de țigări? Da, de vândut. A, de vândut, da, m-am potolit. Da. Zi-mă, și aveai clienți cu 5 lei o țigară. Vezi că e bine pe minții, Drăcea. Vezi, uite cum minte și nebun. Țigară din foi? Da, mă, la coși, dar am avut un pachet, cât te crezi că am vândut? Tu vindeai țigări, te-ai dat, ai vrut să fii gangster. Da, mă, am făcut banii, țigări. După aia m-am băgat în cripto, altele. Da. Ești bine acum. Sunt bine pe cripto acum. Și eu vreau. Mamă, verdict așa rapid. Da, da. 5 lei pachetul, cine? Ești convingător. Ce faci, mă, Ionescule, te pup viața, mă. Asta cu 5 lei v-ați luat că e vrăjeară? Da, 5 lei țigara. Dar nu 5 lei. Adică tu n-ai fi dat niciodată. Niciodată. Mai vândut un pachet, pe ce business care merge bine? Cum? Ce crezi? Pe bine, la 5 lei țigara, ce business? Eu vedeam pe târz dacă era, băgam ca lumea. Ce am vândut țigări, frate, în liceu? Mamă, ce pute amici. Am dat o răgâială. Ce ai zis, o dai mai încolo? Bă, în general, și eu, la 0 cu leu, parcă. Ce vindeai tu la 5 lei acolo, dacă se dădea la un leu la... E autoscanego, dar aia, bă, de fumează OG Innsbruck, dar aia vindeam. Eu am vândut țigări, frate. Erau toți amici. Cam acum cât timp a vândut el? Are cât are? 39, 40, cât are? Cât aveai, mă, la Revoluție? Că erai stegar, în primul rând. S-a supărat Drăcea aici, că l-a făcut bătrânii plice și ascultă ce zice Drăcea aici. Până scuze în Caterinca, nu mă, nu, minte. Deci, verdict final, mergeți pe capitanul vostru, e vrăjeară, da? Răspunsul lor este că povestea ta e o minciună împuțită, dar care este adevărul, Drăcea? E adevărată. Naaa! Ai vândut un pachet, mă? Un pachet de la mici de țigări de foi le dădeam cu 5 de bucata. De la mici. Nu, de alea deau 10, din cutiuță de aia de tablă. Și tu vindeai 5 de țigara. Mamă, și cum de mai ești aici, că am gândit și probezos cu băieții. Păi nu, mă, că am făcut asta odată, n-ai zis că din asta trăiam, sunteți nebun. Păi stai, mă, dar unde ai fost, mă, la liceu, tu, mă, unde a fost? La școală, nu la liceu. Băi, nene, el vindea țigări la mine la liceu, se dădea capace cu ghiuveta și dădea și fetele. Tu ai, ești de la Giurgiu, bă. Tăuroica. Ok. Dar mă, tu de unde ești, mă? Din Severin, dar în București am făcut asta. Ai făcut general la București? Da. A 7-a. Jumate e în ea, da. Capitanul Costi! Bravo. 20 de ani de muncă să ridic și eu un bilețel ăsta. 20 de ani să vezi să citești sau ce? Hai, da. Dă-i. Bă, vezi că tu trebuie să susții, mă, echipa ta. Tu ești fratele meu. Da, mă, gata. Ești fratele meu. Vezi să nu comentezi la povestea lui. Într-o echipă, voi într-o echipă. Da. Primul meu supozitor s-a lăsat cu leșin. Cine, tu sau supozitor? Vă las să mă întrebați acum. Câte ani aveai? 8 ani, 9 ani. Alunecat? Repede sau? La mine e o regulă în viață. Nu știu cum e la voi. La mine niciodată nu te atingi de funduleț. Pot să fiu pe moarte, ești nebun. Pot să fiu pe moarte. Bă, pe moarte pot să fiu. Când mi-a zis aia, când am avut apendicită și mi-a zis trebuie să-ți facem caclismă de-aia. Eu zic, no, no. La mine în curuleț niciodată caclismă, să-mi bagi mie furtul negăoază. Nici, la mine nu se atinge nimeni de curulețul meu. Pot să fiu eu, bă, pe moarte. Niciodată. Ce ți l-a pus? Tu? Da, frate, dar vreau să zic ceva, eu nu știam cum se folosește un supozitor. Te-ai băgat în urechi. L-am mâncat. Să mori. E mentolat, dacă am mâncat și eu. L-ai băgat glonț așa sau l-ai mestecat? L-am băgat, era mai mare cei drept și l-am înghițit, știi? Și după aia când mi-a zis frate meu, că frate meu e nenorocitul ăla, mi-a zis că bă, ăsta se bagă în cu și nu e bine, trebuie să găsim cauza, că la psiholog. De ce ți-ai băgat ăla în funduleț? Poftim? În gură? În gură, da, în gură. De ce ai băgat ăla în gură? Păi am crezut că e pastilă, nu știu că se bagă și în c*** chestii. Erai 8 ani. Ai fost răcit? Da, da, eram varză, stăteam la pat, țin minte.
N-are mă treabă, nu. Minte. Și, și dacă nu mănâncă, nu, n-are cum să vezi. Pare și mă, m-a luat cu leșin când mi-a zis fratele meu că mi-a zis bă, că ăsta se bagă în cuie, uite așa că o să moare acum, că și mi s-a făcut și mai rău. A, te-a ocupat la noi, nu de-aia supozitor, de la ce ți-a zis fractul, da, exact, exact. Dar nu pare așa, vezi, bă, nu? Nu e mă, tu n-ai crezut, zicea că frate, ce frate, tu mișto te ne zubai și tu în cuie, mă, da, exact, exact, și m-a făcut fraierul ăla să plâng. Cum e mămăliga cu brânzică și cu cârnăciori? Chestiile astea românești, mă, simple, sunt cele mai bune la burtic. Acolo, am crezut că o să mor. Păi și-ai zis că e leșina, nu? Eram foarte aproape, mi-a crescut febra în cauza asta. L-a bătut mama aia pe frate meu și am ofticat că n-am putut să văd, că l-a bătut în cealaltă cameră și n-a leșinat la pat. Tu vă mai supozitor la acolo. Eu eram acolo, mă bucuram, știi, că auzeam ce să... Auzeai, bam! Da! Ia să mai mănânc eu supozitor. Ia ce-ți, mă, băieți? Ai, mă, vreo supozitor? Zici că e vrăjeală, a? Zici că e vrăjeală. Trec cu leșinul la supozitor? Eu l-am băgat altele și la mașină. Dar nu ne-am mălit și nu are cum te zică că nu. Da, mă, dar l-am mâncat repede, aia vă spune. De-aia picat aiurea. Deja, haideți, mă, care? Deci, stai tu, zici că e vrăjeală? Imogen? Cam vrăjeală, așa. Cam vrăjeală? Păi, povestea ce mi-am băgat... Nu prea apare. Păi, da, mă, dar poate să ne ia și invers. Eu l-am mai urmărit pe el așa pe YouTube, așa. Deci, e experimentat, are un sezon activ. Deci, verdict final, vrăjeală. Eu aș tinde să zic că e adevărată, dar merg cu băieții, falsă. Falsă, da? Da. Verdict final fals. Costi. Da, nu le-am mâncat. Bravo! Yes! Bun, mamă, cum mă bucura la puncte și că era la fotbal. Te pup, tanță, să la televizor! Tanța-i mama. Imogene e rândul tău, tată. Am mâncat c***a de oaie. Așa, zi și bilet. La mine e greu, bă, ceat, că eu le-am povestit pe astea pe YouTube, e greuț. Când ați venit să mă rămâi. Lasă-mi să-mi întreb ceva. Mă ascult, juriat. Când ai mâncat c***a de oaie. Ai pus și ceva pe lângă, gen să niște căcăreze așa vreo. Doar că de oaie. Simplu. Cum te-ai luat? Cum te-ai luat cu el? L-am luat așa și l-am băgat în gură. Aveai boală pe oaia care l-a făcut sau? Nu avea treabă cu oaia, nu știam unde e. Era de cât urma. Cum ți-a venit? Era proaspăt? Cum i-a venit? Era în ceva. Era pus în ceva. În ce era? Era pus în ceva. Așa frumos un pic. Avea textură moale așa sau cum era? La exterior crocant, la interior un fel de ăsta, cum se cheamă? Ăla Nesquik. Lava cake. Lava cake. Lava cake era direct. Ți era foame? Bă, nu. E mai bună mâncare de acasă sau de la restaurant? Mihai. Bă, bune că poți să pui întrebarea asta, frate. N-ai cum să pui întrebare, e mai bună mâncarea de acasă sau la restaurant? Să pișe mâncarea de acasă făcută de măta pe orice mâncare făcută din lume, ești nebun. E făcută de maică ta coaie, oai, de când e făcută de când ești tu mic copil. N-ai cum tu să zici tu mie că e altă mâncare mai bună. Te pup, Răzvan, pentru doamna Tanța, te pup, te pup. Te poftă așa mai mult. Lăsa gura apă când l-am văzut. Dar tu nu știai că se află în mâncare respectivă? Sau era ascuns sub ce ai făcut sau... prima oară după ce ai aflat că era c***a? Nu e vorba de cârnația nespălată. Am avut o povestire acum vreo 3 ani jumate, 4 ani. Dacă țineți minte, când am povestit, când a pus ea de la mine de la țară, în Rolls, în bomboane de alea cu ciocolată sau ce dracu sunt, a pus de alea de oaie. Pai. Am mai luat una, să fiu sigur. Da? Că sunt bobiță. Dar cum ai aflat că era c*** de oaie? Că era pus în ceva, nu? Mi-a zis altcineva că nu știa ce gust are. Ți-a zis cineva care a mâncat și el. Gustase. Mamă, mâncat, dar tu de ce ai mâncat? Ai mâncat vreodată Rolls de la cu ciocolată, Rolls, da. Biluțe de alea? Da, de la ai crezut că e? Da. Și când ai băgat prima și ai văzut că, bă, nu prea, au schimbat rețeta. Vezi că, fii atent, am să zic o vorbă doar, așa ca să... Hai, că a început conacul. Țineți cont, echipa mea. E o diferență între căcatul de oaie și căcatul de capră și zic și de ce. Capra face căcăreze de la mii. Cercetătorul căcatului. Și mai mereu, iar oaia, în marea majoritate a timpului, îl scoate unul mare care se divide în alea mici. Să ții cont. Și el a spus că era... Am vorbit cu Jackson înainte. Vlad, cu membru level 2, te pup, bă, nebunule, mersi mult rău de tot. Bă, aveți și noi niște emoticoane de-alea cu respect pentru ăștia de-așa membrule, bă, că și noi le-am făcut degeaba, mă, ce tunelul. De la mici ca alea Rolls. Înseamnă să faci locuri pe câmbă, să mor. Ce ai, mă, ești nebun. Știi, altceva, alte întrebări, băi, băieți, băi, că trebuie să mă duce și la neveste acasă. Imogene? Te rog. Ai mai încercat după? Da, frate, m-am dus și luam mașinul tata. Îți dai seama că nu ești nebun. Cum să mai mănânci după? Am mai mâncat după tot așa, dar tot. Eu nu știu de bine. Deci ai mai mâncat după. Da, în alte deci, situații. Eu nu știu gustul. Avem 6100 de lei, curat facem noi 6000 jumate, 6143 deja, 6200, vă pup chat, vă pup. Bine, dar poți să-mi zici alt aliment cu care semăna? Era... Gust de căcat. Foarte specific. Era pus într-un recipient, nu? De ce? Era? Eram copii, toată lumea când a fost copii a făcut în penii, mă. A pus căcatul ăla de mai într-un recipient. Că l-a pus cineva. Păi de ce? Gen glumă, prank? Gen glumă. Nu înțeleg ce e așa, wow. Toată lumea a făcut chestii când eram mici. Când că suntem copii, suntem naivi, n-avem, na. Nu înțeleg, mamă, era unică. Domnule, ai mâncat căcat. Toată lumea a făcut în penii. Zi, mă. Bă, știți că e adevărat.
Eu zic că nu. Deci ziceți că e fals? Ce zici? Eu zic adevărat. Și eu la fel. Predic final adevărat? Da. Imogene? E adevărat. Poi de viața mea. M-a zis? Noroc cu capitanul, bă, mâncați-aș gura ta. 3-2. Mamă, 3-2, ceartă. A zis că am și mâncat după altele. Sunt curios și altele. Conacule, haide, tată. Vlad, cu 10 euro, cu tot, cu taxe și inimioară acolo, te pup, băi Vlad, mersi mult, 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 mult de tot. Magi respect, bro, mersi mult rău de tot, magi apreciate, te pupă, fratele, mersi mult de tot, Vlad. În cap cea mai bună prietenă. Mersi de membru, dănăsined, mersi mult. La mărtă. Multe. Întrebări. Adică ori ești dubios, ori ești criminal. Suntem la Murder Crime aici, pe CNN, unde suntem la ce emisiune? Da, cum adică ai necat-o mai exact? Au omorât-o, mă, dacă mă trăiești. I-am sustras dreptul la viață. Dar cum, da, adică cu ce? Într-un butoi. Am ținut-o până nu... De ce bine, e pe direcția de crimă. Pe cine invita, bă, și ei? Nu, la modul... A fost accident. Și a vorbit urât. Bă, a zis că a necat, nu știu ce. Vă gândiți că e păpușă direct, nu? Ce-ți făcuse? Ce-mi făcuse? Nu, da, nu vreau să ne jucăm, pur și simplu. Așa? Hm? Și ai zis art. Și eram în butoi? A? În butoi? În butoi, da. Câți ani aveai? 8 ani. Și ea? Cum? Ea câți ani? 1, 2, nici. Mi se pare că i-am distrus aici vreo 2-3 runde, că i-am luat cu drăla aia. Ăsta e criminal de la 8 ani, mă, tu îți dai seama? Ce gânduri la 8 ani? Stai, mă, bă, dar cum era, mă, cea mai bună? Nu știe să vorbească, mă, la un an. Păi nu vorbea, mă. Cum îl cheamă pe ăla? Și tu aveai 8 ani. Eu aveam 8 ani. Și era cea mai bună prietena ta. Da, pentru că la țară, era la țară. La țară, la mine, n-aveam cu cine să mă joc. Aveam doi, dar îi țineam ăsta în casă, ce să... Și... Ai omorât vreo... L-a rupt aici. Toată vreo găină, vreo animal, ceva? Mereu. De aici să trece. Ce ți-o un copil de un an, ce ți-o găină? Deci, conacul criminal. L-a rupt aici, mi-amintesc. Deci n-a supraviețuit? N-a supraviețuit, poate să mă mai întrebe. Că... Stai mă, a murit? S-a dus de tot, da. Nu mă, fii atent, nu, asta e adevărată, dar nu e chiar atât de extremă. Nu mă, l-a rupt aici. Sună mă la poliție. Bă, atunci, la momentul ăla era cea mai bună prietena mea, ce vrei? Am murit, am înnecat. Eu cred că e adevărată, dar e cum am zis. Uite-l bă, Păiesco, bă! Hai dacă mai cumpăr eu, ia mai dai, te pup băi bătrâne, ce faci mă, we miss you underground, UGRO, vă pup bă băieții mei, ce să faceți mă dacă v-ați certat, v-ați alea, mâncat, v-ați gura voastră, eu 5M numai acolo m-am jucat pe UG, dar acum dacă v-ați certat pe acolo, ați făcut ce ați făcut, n-am mai intrat bai pe nicăieri, vreți să vă mint, asta este, mersi mult de dono bro. Deci eu nu e așa extrem. Stai! Fii atent ce i-a zis aici, că vorbeam cu Dracea. Bă frate! Fii atent aici, că vorbeam eu cu Dracea. Eu cred că e adevărată, dar e... Vorbeam cu Dracea și l-am distrus cu întrebare. Cum am zis eu, nu e așa extrem. Stai! Că-l distrugem aici. Era ființă de om? Nu. Bine mă, de timp. Bravo mă. L-am distrus. Știți de ce l-am distrus, nu? Pentru că era păpușă. Pe rânduri pe creier să-mi bravo mă. Era o rață pe care o chema Francesca. Și era cea mai bună prietena. Da, cea mai bună prietena mea. Bă, ești mă jucam cu ea de zi până noapte. Rățușcă ceva. Avea gâtul lung. Ce zici? Mă zicem puțin. Adevărat, nu? Da. Adevărat. Te pup, Madalina, te pup. Da, și eu cred că e adevărat. Te spun final adevărat. Da. Aaaa, i-am distrus! Aaaa, cum ai dat-o pe asta, băi, nene, băi! A dat-o bine asta cu... Păi, dar cum putea să ne dau bine, că dacă era ființă, domnule, la pușcărie? Fără să-mi dau seama că ți-am spus că era cea mai bună prietena mea, voi v-ați dus direct la femeie, om. Ce vrei să-ți fac? Bă, nu știu, noi mai vorbeam cu oamenii acum la căsire, doar cu miște curățe. Bă, eu eram cu animalele. Saic, merge mai departe, tata, ca Steve, hai să vedem ce poveste ai acolo. Era să mor când am fost atacat de 11 persoane în Berceni. Auză-le și pe Saic, mâncați-le și povești de viața și asta. Direct, Craiova 2. Plauzibile, ce? Berceni, așa. Dacă nu ce locația, bă, am fost atacat de 25 de gâște și era să mă omoare. Gâște? Da. Când s-a întâmplat asta? Un an jumate. Un an jumate? Un an jumate, da. Sau deci pe Andrei, ce faci mă Andrei? De ce erai în Berceni acum așa? Trebuia să-l iau pe un prieten să mergem să filmăm ceva. Dar era seară, era 11 seara. Și cum s-a ajuns să te spargă aia bătaie? Nici eu nu știu. Era în mașină și așteptam pe cineva. Și a dat jos din mașină că încetea sau? Nu, am închis mașina și au sărit pe mașină cu picioare, cu dalea. Tu când te-ai mutat, în București? Nu eram mutat în București, m-am mutat. Tare rău treningul ăsta lui Jackson. Vara asta, vara trecută. Mașina a reparat-o repede? A reparat-o repede. Păi ne-a dus la poliție. M-a făcut-o pe asigurarea la poliție. Deci tu stăteai în dreapta. Nu, eram trei mașină când s-a întâmplat. Deci te-au atacat, te-au asaltat drept. Bă, da. Okay. Rău de tot, dar rău, pe bine, mi-era că mor. Deci voi stăteați în mașină, da? Stăteam în mașină, dar stăteam mai lungă, dar stăteam în mașină. Că mi s-a întâmplat la Craiova. Ce are ce pițitul la Craiova? Nu știu cum a dat la televizor, cu aia cu topoare de mare regat. Ce râde, ce râde. Știi care e faza, nu știi care, după ce i-a prins poliția și ce au zis? I-am confundat.
De, dar cum, cum v-ați certat dacă vă erați în mașină liniștit și eu au trecut pe stradă și îi se uită niște bulanjima? A trecut unul, bă, băieți, de... mașina, hai să-i... A trecut unul. Îi fac pereții, dă-n oglind, să vă sară oglindirii, dă-n piept și televizoarele și pisicinii după pat să vă sară. Păi ați uitat easter egg-ul de la Imogen după canal? V-am dat-o, dar a sărit în aer. O să râzi, dar ne-a arătat unul și a zis că ne bate. Random. Și tu ce ai spus? A arătat piciorul, stai că-ți dau eu. Ia mă, bate mă. Nu, pe bune, așa a fost. N-am zis nimic, nu l-am băgat în seamă. Am mai venit după cuncă doi. Partea iar pomnai sau bate mă. Partea mai mult cuncă acum. Sau la pe noi. Dar voi ce păzeați în Berceni vere dacă ne treceau pe lângă voi? În Berceni trebuia să ajungem să luăm pe un prieten. Eram patru mașini la început. Păi ăla merita să brânce toată bătaia ăla pe care l-a și ăla care a plecat, fii atent. Ăla care a plecat după prietenul nostru în casă, să se ducă să-l ia cum mai făcea. Cum ales ai coșuri? Eu aveam de 7 ori mai la vârsta lui, eram un bubă, bă, să mor dacă te mint. Ce fac cu el pe acolo? Avea și cheia de la mașină. Și ne-a rămas în mașină acolo. Cu mașina deschisă? Păi era Logan de la vechi și am apăsat așa. Și când au când au venit să ne bată, am închis Loganul pe dare. Cum s-a terminat incidentul? Poliție, a venit 5 minute, jandarmi, i-au luat și ne-au dus la secție. Aia v-au spart mașina în două... Bă, ne-au spart, gândește că eram așa, cu picioarele pe sus, pe plafon, săreau pe plafon. Fii atent aici, ce zice fratele tău. Unde ai mai văzut poliție în România să vină 5 minute? Bă, da, atunci am respect pentru poliția română cel mai mare, a venit în 5 minute, Michael nu era cum... Alex, te pup, bă, mersi mult, mersi mult de tot pentru Dunăfra, să trăiești. Nu se întâmplă exact dacă e zonă și tu ești acolo, nu ce... A, mai așteptăm, că nu sunt obișnuit să ajungem așa. Omiți o chestie, poliția și jandarmi, care erau șansele ca la un colț de stradă să fie poliția și jandarmi? Nu știu, mă, nu mă bagă după. Eu doar vă fac o observație, să ai că e foarte coerent în povestea lui. Ia vorbiți-o puțin. Ia urlați-mă. Nu mai joc mă pe Bilbao niciodată, m-a scos la 1 pauză, 2 final atunci. Bă, băi, și stai puțin, și ăia ce făceau în casă mă, să iubeau, ce făceau ăia doi în casă? Era un prieten. Mă, ce clip ai făcut? Ce spamează Carolina, hai cu 7000 de like-uri. S-am văzut. Bravo, Carolina, frumos. Așa tot moderatoare să fii. Era YouTuber. Da, era, deci fii atent, prietenul pe care ne-am dus să-l luăm, era YouTuber, făcea live și... Ce YouTuber? Un băiat, Andrei Ro. A scăpat repede cu Andrei Ro. Ce tâmpenii făcea și Zaia Fet să mă bată. Hai să vedem verdictul, că deja a dat omul meu detalii pentru trei povești acolo. E adevărat, mă, să ai... Bă, Jax, știi cum e asta? E... Știi cum e. E trasă cu pat... Vorba aia. E trasă de părat. Bă, cred că e adevărat, mă. Și eu simt că e adevărată, dar până cu ea așa... Eu simt pe el, simt pe el. Mă știi de două luni, mă, Costi, bă bune. Uite, vezi, mă, vrea să mă întoarcă. Da. Vrea să mă întoarcă, mă, acum, că i-am zis că e adevărată și vrea să mă întoarcă ca să alea. Băi, eu joc jocul ăsta de mult, aveți încredere în mine. Păi da, mă, dar și eu știu să joc jocul ăsta. M-am uitat la toate episoadele. Că ai uitat la toate episoadele? Păi da. Și nu-i povestea adevărată? Ce merge aici? Te-ai uitat la toate episoadele? Mi-l sugi? Mamă, dacă... Dar n-a făcut-o niciunul, mergea. Stresul o făcea dacă era aici. Te-ai uitat la toate episoadele? Mi-l sugi? Mergea să moară aia dacă... Da, e adevărat, probabil, da. Mi-l zrăgă în milie, mi-l bei, mi-l iei. Eu nu știu cum să-i dau mesajul de vastră, mă, să mai pună mazăre pe ciorba de perișoare. Nu e corect. Zic, Costi. Eu zic nu. Tu zici nu? Că e falsă. Ziceți și voi. Eu zic că e adevărată. Decizia e la tine. Și eu zic că e adevărată. Bun, verdictul vostru final, povestea este adevărată. Psych! E adevărată. Este, mă! Ți-am zis, mă? Mi-a rog, băi. Ți-am zis, mă? Ce-ai zis, mă? Ce-ai zis, că e falsă și erai singurul? 4-3, bă, ne rupă ăștia. Omul meu, Jaxi! Hai să te vedem, tată. Am păcălit controlul de autobuz că sunt turist străin și nu vorbesc limba. Ce limba ai vorbit? Eu? Limba engleză. Dacă mi-a dat asta cu eu, e că e vrăjeală. Și ce străin ai spus că ești? Păi, dacă vreți mai engleză? Păi puteai să fii orice? Nu, no, engleză, engleză. Lasă-mă pe mine că știu engleză. How do you do ham ham? Păi și te-ai crezut ăla? Nu știa engleză? Eu știa engleză. Controlorul nu știa engleză? Ai văzut un controlor să știe engleză? Toată lumea știe puțin engleză. Mamă, a făcut cona cu controlor shaming. Bro, ăsta face controlor shaming. Controlor shaming a făcut. Adevărat. Opa, opa, opa. Cosmina 99, Iosif Daniel, eu zic că e mai bine să ne ignorăm. Îți vezi de treaba ta și eu de a mea. Opa, Cosmina 99 e în conflict cu Iosif. Opa, opa, Iosif la 7000 dau Instagramul lui Comsina. Hai că ai scris Iosif. Opa, nițel conflict pe chat. Opa, dispută. Dispută. L-ați auzit pe site, de ce vorbim că el? Că n-aveam bilet, de ce să vorbesc că el? Să mă auzi la el așa să-i zic să... Păi, cum ai că acum a lăsat? Dacă el nu știe engleză, îți dai seama că n-am înțeles de ne de românile. Tu ce ai zis? El a zis bună ziua, biletul și tu ce ai zis? Eu m-am prefăcut că o dau pe engleză. Hello, I'm hello. Tu odată intrând în autobuz, știi că trebuie să ai bilet. Nu te-a dat afară după sau ceva? Păi da, mă, dar asta a fost vrăjeala mea să nu plătesc biletul. Mamă, îl ceartă să bă. Stai să analizăm puțin. E exact ca aia când ești de la țară și vii la ora și zici, bă, domne, eu nu știam că trebuie să plătesc bilet. Ce mi-a plăcut la emisiunea asta? Cap-coadă e totul gen, nu se oprește. Nu se dă, hai să mai facem un take sau ceva. Cap-coadă e filmat.
Nu mai te oprești, nu mai nimic. Se plătește la șofer, ai zis la șofer că trebuie să dau bani și n-am dat bani. Lasă-mă pe mine. Unde ai fost tu acum câteva vreme, mai șeșeșeți? Păi n-are treabă că sunt plat România. Nu mi-a șeșeșeș. Mi-a șeșeșeș. De ce are tinte din asta de turist? Bă, păi important e că să nu vorbească el, nu să vorbesc eu. Câte ani aveai? Eram mic, în liceu. O vrăjeală mică așa. E simplu, nu știu, de ce ar minții? Bă, e 50 de lei amendă dacă ai idee, am luat de câteva ori. După ce e niște amenzi deja, o bași pe aia. Engleză după 3 amenzi. O bași pe aia, e străin. Eu zic că e plauzibil. 3 milioane amenzi sau medite. La 7000 de like-uri caut Timogen, Veneția scufundată. Numai ca o Veneția, mâncava și gura voastră, că am căutat-o și mi-a apărut fete care cântă la clarinet. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Da. Dacă venea controlul la mine, vorba între limbi străine, nu era, dar deja 50 de lei. Eu tind să zic că e vrăjeală. Și eu tind să zic că e vrăjeală. Să mergem, Jackson, să mergem, mergem pe tine, nu mai mergem pe mine. Și acum, direct, ce ai mă la timp bătutii? Eu nu-l văd pe ăsta să fac așa ceva. Da, măi, băia bun, Jackson, nu faci el doar nevrede asta. Dar nu știu, acum, poate s-a schimbat. Acum 14 ani eram acela. La liceu. 14 ani, ce nenorocit, tatuaj pe aici. L-am scos, l-am scos. Ce ziceți, bă, băieți, verdictul vostru? Te pup, Ulan, te pup, te pup. Zi-mă, Imogen. Merg cu voi, că numai că am făcut-o de c***at. Vrăjeală? Vrăjeală, vrăjeală, vrăjeală. E vrăjeală. E vrăjeală. Băaaaaa! Dacă ziceam că e... Nu, e bine. Te-ai grupat singur, mă. De ce? Păi ai zis acum 14 ani. Păi când ai făcut liceu acum 14 ani? Păi eram 28 de ani, acum 14 ani la liceu. Cum, dacă ai 28 de ani? Mamă, cum e conacul. Cum e conacul pe matematică? Am 28 de ani! Bă, tu ai 28 de ani, mă, ia stai un pic. Păi puteai să pui pe asta, mă, că ești votan toți vreo. Am 28 de ani. Am 28 de ani, asta de și rate la casă. Ăsta e ăsta bătrân, fratele, învârte pe aici ale toate, numai talent are în el. Să te vedem pe tine cum e învârți, băiatul meu. Am distrus o grădină în vestul țării. Bro, te pup, Alexandru, bine ai venit, să băgăm și noi emoticoanele cu respect pentru băiatul nostru Alexandru, care și-a luat membru, mâncava și gura voastră și s-a alăturat ablaci, o 1000 și ceva de membri, vă pup, dacă mai sunt 1000, dacă n-au scăzut. Te pup, Delic. A, distrus o grădină în vestul țării, acum voi puneți în ce oraș? În Timișoara. În Timișoara? Da. Timișoara e în est. N-a nenorocit conacul, fratele nostru iubit. Grădină în vestul țării, acum voi puneți în ce oraș? În Timișoara. În Timișoara? Da. Timișoara în est. Și tu ești bine, olimpic pe geografie. Bă, unde intră vântul în țară? În Timișoara. E estul. Nu, vestul, nu, nu. Păi vezi, de la vânt, vezi. Vest, da, mă. Păi așa i-au pus, că de la vezi vine vântul. Wow, o să crede toată lumea că gamerii sunt proști. Chiar sunt. Ai și repetat. Ai bag, mă? La Giurgiu când traversează despre Bulgari. 25 de lei. Ce grădină era? O grădină de aia mică în fața blocului. Avea o babă. Gărduleț, hai încă 200 și face 7000 de like-uri chat. Let's go, let's go, let's go, let's go. S-a uitat urul pe tine și ai zis să vezi ce să facă. Am vomitat. Am vomitat de la unul în grădina ei. Și ai distrus-o. De la etajul. Am te-ai dus acolo. De la etajul. Aveai spectacol, concert, drumeție, nu. Ce aveai? Am fost la bar. La Barta, nu? Da. Aceeași care îți băga și țigări. Fără niciun catering. Da. Barta aia cu țigările? Hmm? Barta cu țigările, nu? Da. Te-ai dus să iei țigări, practic. Da, m-am dus, eram cu duba și să vomit un pic la ea în casă. De ce ai menționat că în vestul țării? De ce era de important? A distrus, ăsta e textul, a distrus o grădină în vestul țării. Că în București nu mai m-am potolit. Și ai vorbit cu bătrânica după aia? Nu, niciodată. Deloc? Nu. Și singura distrugere de fapt din grădină a fost o vomitătură acolo, practic. Da, dar era o de-aia mică și o bose mult. Deci era pe centru, așa. Era bine, în mijloc grădinii am dat-o. O să mă joc tăforez mai încolo. Fac astea, da. Da, dar în Timișoara. Dar în Timișoara. Mai peste 2-3 zile, vezi că nu mai crezi la femei, ceapa. Nu, ții minte, eram conștient. Am văzut că avea niște floricele, n-avea legume sau de astea. Numărul 1, dracea, mă, n-ai. Ce vine de aia? Porumb, truscot. Nu, nu. Și le-ai distrus. Dar ce-ai vomit avere? Bă, nu le-am distrus să stau să mă uit la ele ce au pățit. Le-am distrus că am dat pe ele. Câți ani aveai? Că aveam vreo 16 ani. Ești moldovean? Bă, nu știu, mă, de la etajul 1 ai zis? Mă, am început să mă înțepe doar că m-am gândit așa. Dar varta asta... Da, așa. E bună? Că vreau să mă mut în Timișoara și căutam să mă... Întrebați, mă, ce fac? Da, mă, da, stai puțin. Și-o dăm puțin pe fizică, frate. Dacă el vomita de la etajul 1, da? Așa. Grădina lui femeia aia era chiar așa jos acolo la geam. Păi nu, mă, făcut grădină mică, ciuada păi de-aia la grădiță. Păi vomiți în față, vomiți în jos. Ai de la păi știi, mă, era un gard de la mic în față așa, n-avea toată grădina aia și făcuse da, așa, așa la grădină, la și am grădit. Și cât ai vomitat? Mult sau... N-am dat ca lumea. Dar de ce ai dat pe geam și nu în bucătărie, baie? Era ocupat la baie. Era ocupat la baie. Și mai ții minte așa ce băusei, aproximativ? Whisky. Whisky mult. La 16 ani. Stins? Nu. No. Cu cola. Dar de acolo au scos melodia după, de pe tine. Da, da. Deci calculați așa, o grădină mică, ieri de la 1, velocitatea vomităturii, ce credeți? Cum vă dă voi așa?
n-avea niciun motiv pentru care să vomit de afară. Unde, unde stă Verișoara, Timișoara? Nu știu, cartierul sau cum se numește. N-ai mai fost de mult. Stă aproape de gara, la vreo 10 minute. A, ce să zici? Nu fără... Că nu știu un oraș, nici gara, că ce-o fi, o fi. Trebuie să ai pe gara, orice n-ai pe gara. Să ai pe gara. Harneala aia cu vestul țării, să zici vestul țării, de ce era de importanță și zici că ai vomitat la Timișoara, nu știu. Păi da, dar uite, când a zis vest, deja l-a scos pe unul de coate. Da, mă, a fost insepție. Păi s-a mai vomitat în Iași, că nu mai înțeleg. La urmă. Haide, mă, verdict final. Vrăjeală, mă, hai, ne asumă, vă, ce ziceți? Vrăjeală? Verdict final, vrăjeală? Nu părea mândru la început, dar fie. Zine, de ce? Bun, bravo. Ce-am zis, mă? I-am distrus! N-am zis. Bine, mă. Bă, dar nu la început nu era mândru, ești de bun, la început era. Hai că a luat acum 54. Adiță un euro cu tot, cu tot, că se fără mesaj. Mersi mult, băi, Adiță, îți mulțumesc mult, 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 mult. Tu n-ai vomitat niciodată. Bă, ia, opriți camerele alea un pic, să. Băi, dar stați puțin. E bună barata asta? Nu. Mergem mai departe, hai, Conacule. Era să demolez un peco cu mașina. Băi, ești nebun. De ce era să, cum era să demolezi? Bun, da? Foarte bună treabă. De ce? Ce, ce? Păi, practic, am alimentat la pompă și am uitat mașina să o bag pe liber și s-a dus să... Stai puțin, mașina, dragi. Cum sunt eu pe Instagram? Imogen 30. Bun, asta era pentru mine. Așa, bun. Bun, mai face și noi niște palo, românul e... Pe unde stăiești noi, trebuie să ne afișăm și noi. Bun, asta cu Instagram. Imogen 30. Bun, asta era pentru vine. Așa, bun. Bun. Să vezi ce să râzi când o să-ți bagi edit aici. Ne, băi, unde stai și ne trebuie să... Ce distracție să fie. Erai bad? Deci nu erai bad. Nu. Erai perfect real, ai pierdut. Mare totul, deci nu mai ale. Nu m-am alimentat și am uitat să bag mașina, să trag frâna de mână la mașină și să o bag în viteză. Am lăsat-o pe liber așa. Aha. Și după aia așteptam acolo la coadă și am văzut că pleacă mașina spre tot. Ce mașină aveai? A? Ce mașină avea? Era un Golf. Bă, dar nu pleacă repede, mă, mașina de dacă acolo. Dacă ne întoarcem în trecut, zicea că fura fier, de unde Golf? Adevărat. Păi și l-a făcut din fierul ăla, colector. A făcut un Golf. Ziceți, băieți, cum văd asta? Eu îl văd în stare. Da. Peco a fost intact? Da, nu a pățit nimic ca Peco. Ce Golf? 3. Păi ai scalat-o la vale? Da, mă, acum cât timp? Bine ai venit, Adiță, mersi mult de membru, mersi mult, 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 mult. Ai prins mașina, cum ai făcut? 9 ani. Acum 9 ani aveai Golf 3 automat, a? Nu, manual, mă. 7000 de like-uri, aia zic, a băgăm niște respect și pentru membri și pentru like-uri. Păi și ce, măi, ai văzut o benzinărie în pantă? Le-a lăsat-o pe liberă, așa pleacă mașina. Eu am zis eu ceva. Păi da, e apărarea, frate. Eu am să fiți atent la poveste, mă, atât dacă am mai zis că era pe manual. Să că scrie asta, e cu biologie, cu inteligent, inteligent. Da, da, da. Nu s-ar gândi el vreodată să scrie el. Eu scrie de biologie, de alea, că dărâm o pompă de benzină. Ce? Băi, oricum asta pare ceva ce a scris el. La mine doar asta cu panta era, dar acum dacă stau să mă gândesc mai există, deci pare e posibil să fie adevărat. Asta, pare ceva tu, că e ca am și cum ești tu apar de... Deci Imogen, tu zici că e o poveste adevărată asta. Eu zic că e adevărat. Da, și eu sunt pe adevărat. Sai? Pe ce te mai zic? Adevărat. Vedic final adevărat, adevărat. Ia zi șefule. Adevărat. Băi, cum sunt cea mai bună ești la vrei să fii miliardar? Sunt creier, să moară aia. Citată, să auzim povestea ta. M-a alergat poliția pe plajă când eram dezbrăcat. Vreau altă fac, ai filmare? Lumina viața mea, toate cinematografia din țară. Da? Poți să reproduci acum aici? Când? Acum 6, 7, 8 ani. 6, 7 minute. Era de ce erai gol? Făcusem baie. Așa, la gol? Tot... Nu, făcusem baie în apă. Păi stai, mă, erai gol complet, nu? Da. Păi și așa intri tu mare să simți valul ăla? Sau? Și gândește că deja era mare. Are avea 20 ceva de ani, eu nu cred. Nu, eram bad și hai să facem o mare. Intrasei să te speli sau de ce intrasei? Era și nu era în ceapă caldă. Unde? În ce stațiune? Era la un ocean. Ia uși. Stațiune ocean? Omul e plimbat, ai idee. Păi în ce țară erai? În America. Nu, dar mergi în America. Nu, Massachusetts. California, e greu. Păi nu, asta e că voi știi, a fost acum 6-7 ani în America? E falsă, A fost cu Work and Travel. A fost? A fost cu Work and Travel. Păi nu mă uit eu pe live-urile lui. Cine a fost? A fost cu Work and Travel, țineți, ascultați-mă, că a făcut la special pentru Work and Travel, pentru studenți să se ducă acolo. Acum 6 ani? Păi dacă are 28 de ani, ia calculează. Deci ai live acum 6 ani? Nu făcea live, bă, a făcut acum recent, acum 2 luni de zile a făcut pentru Work and Travel. Ca să le dea detalii la copiii care se duc la facultate să nu... Ce a zis Jaxi? M-a prins ăsta. Știu ce ca să plece, că eu... Bă, am fost... M-a prins ăsta. Work and Travel, am fost Work and Travel. Bă, a fost, am gătat. Live-ul ăla de caricel a fost acum un an, într-adevăr. Un an? Acum un an a făcut, da. Și deci erai în America, deci ai fost alegat de poliția din America. În ce oraș erai tu acolo? În Wildwood, New Jersey. În unde? În Wildwood, care aparține Wildwood, din New Jersey. Care e un fel de Costinești. Clejean, pe unde vine până America, la mine, la țară? Clejean. Păi și stai, mă, ăla strigat după tine și ce, ți-ai luat slipii de pe jos și ai fugit, a? Am luat-o la fugă, mi-am luat pantalonii după mine și... A, deci ai luat pantaloni? Păi da, dar inițial e destul de mult de alergat până și am fugit și m-am dus.
Da, mă, dar să fie Jaxi atât de se gândească el, să zică. E o poveste bună despre Spăraif Jaxi, de ce n-ai spus-o? Nu, de ce te-ai dezbrăcat în timp să faci mai dezbrăcat? Da, mă, prima, o, la, asta, așa face orice om, mă. Nu ieși de pe autostradă, te duci direct la apă, cu mașina, cu tot cu hainele. Te dezbraci, că te... Cu cuțul gol? Îl aia o rechină, oale. Și slipul ăla ce te protejea de rechină, că... Ăla te ținea bine. Hai să vedem verdictul, om. Ziceți, mă, adevărată față, cum e asta? Nu vreau să mai zic. Nu vreau să mai zic, am peste zi, zi, zi tu ce zici. Ia punct. Deci tu ai un adevărat, tu? Nu mai e fals. Da. S-a întors, mă, mâncață și gurat. E adevărat, care răs acum. Păi arăți, la ce arăți? Verdict final adevărat? Hai, adevărat. Verdict final adevărat, Jaxi. E adevărat. Mamă, i-am distrus, bă, de i-am distrus. Ați văzut? I-am distrus că a râs, râsese. Păi arăți, la ce arăți? Verdict final adevărat? Hai, adevărat. Verdict final adevărat, Jaxi. E adevărat. I-am vrut, bă, să te iubesc, tanță! E mama. Imogen, ultima poveste e a tata. Ia să vedem. Păi stai, câte, câte puncte sunt? Mama. 7 la 4. Ah, i-am bătut detașat. I-am bătut detașat. Imogen, ultima poveste e a tata. Ia să vedem. M-am urcat pe o cămilă în grădina zoologică. Hai, luați-o pe asta. Era în turneu cu biologii lui, cu toți nemoții. Și... Stai un pic, stai un pic. La ce grădină zoologică? La asta din București. La... Nu au cămil aici la București. Cum? Nu au cămil la București. Ma... Păi când s-a dus el era nebunule. Am fost eu. Are, mă. Are 100%? Eu am fost, eram mic, mic. De fapt, mă, s-a urcat. Are, mă, cămilă la București. Are, are, are și o cocoașă și două. Mă știe la, mă, știe la. Și te-au zis ăia de acolo care se ocupă de grădina? Nu e bine, adică... M-au alergat puțin. Te-au alergat? M-au alergat. Dar tu pe cămilă, p***a, te-au prins. Cum ți-a venit să te bagi la... Adică de, de la ce a pornit ideea? M-am dus să o salvez pe mama, frate. Ai înțeles? Cum ai ajuns? Întrebă, mă, dacă tu spui... Cum am ajuns? Cu clasa. Generală, ce erai? A 8. A 8. Când a fost, era la Giurgiu atunci, nu? În clasa 8-a. Ce merminat era? A fost tembel, ești acuș. Da, pe asta mă gândesc, mă, și... Ce te-a apucat pe tine? Eu asta vreau să știu. Da, exact. Mă, dar dacă nu mi-a răspuns, zi, zi. Așa făceam, mă, când eram mai mic. Da, era gardul mic. Gardul mic la Cămile. Da. E mare. E mare, am fost, am fost. Care mare? A, mă, că nu e atât gardul la Cămile, ieșeau atât. Păi nu e atât, dar nu e să nu poți să sari. Și cum te-ai urcat pe ea, că e destul de înaltă, tu 14 ani, clasa 8-a? Bă, deci stai așa, Imogene. Ai făcut asta ilegal? Da. Bă, dacă e cu clasa și cu tot ce zice el de la Giurgiu de acolo, de unde a plecat tot. Cred că era și ghid, bă, cu ei, nu cred că s-a dus el singur acolo. Era o tanti de aia care avea grijă de ei, nu cred că i-a lăsat. Că e adevărat, m-a zis, i-a făcut Drăcea, mă, știe, mă. Havoi zicea asta. Păi e adevărat, mă. La cât de prost sunt eu? Păi e falsă, pentru că eu când am zis că e adevărat, ai zis Drăcea, mă, știe. S-a prins, mă, Costi aici, că e făcut semnul ăsta. Mă știe, mă, gen... Ca să o dau că e adevărată, dar s-a prins, Costi, ești nebun? I-am făcut așa cu cotul, mă știe, mă, ăsta. Adevărat, mă. La cât de prost sunt eu? Păi e falsă, pentru că eu când am zis că e adevărată, ai zis Drăcea, mă, deci știe, atent aici. El voia să aud eu asta? Dacă nu ghicești, dacă nu ghicești pe asta, propun ușelic că să facă schimbare minutul 90 în prelungiri cu gata. Ce-l dă eu zis, mă, noi ca echipă zicem așa, eu zic că e adevărat. Eu zic că e fals. Jaxi zice că e falsă. Tu alege cu cine mergi. Dacă noi mergi pe asta, Costi. Trezirea, bă, dați like, că nu e pe gratis. Mă sună banii, răspund sau nu răspund? Trezirea un pic să doarme, 21.53. Adevărat. Mamă, dar am băgat la bărat pe Costi, numai așa. Da, da, da. Așa am dat, a, așa am dat. Eu pun întrebarea aici, asta, pe masă aici, așa, și voi decideți, frate. Zine, șeful. Este... Totul e mâine tare, Costi. Este... Este... Imogen, această poveste este falsă? Păi da, e sau nu e? Zi, mă, zi! Da, este falsă. Verdict final fals. Imogen! E fals. Laaaaaa! Rămâi la minte, mă, frumos, Costi, felicitări! 7-5, i-a rupt. Asta a fost și episodul nostru. Vreau să-i mulțumesc foarte mult invitațiilor mei, Jaxi, Imogen, Sai, Conacu și evident capitanilor de echipe, Drăcea și Costi Marx. Felicitări, un match foarte, foarte bun, fraților, nu uitați. Nu uitați, Academia de Vlogging la cel mai mic preț, doar pe Sherry Pro, cel mai bun curs de vlogging din România. Donați, donați! Și dați subscribe. Aia zic. Doi pe Sherry Pro, ce mai bucur de voi. Te pup, Onisim, te pup, te pup, viața mea, mă, simt mult, mult, mult rău de tot. Donați, donați. Aia e, donați. Da, subscribe la toți băieții, follow pe Instagram, la toate conturile, eu am fost Sherry și ca totdeauna, dar... Ia, mă, ce...